Bună dimineața, vă salută Tatiana, vă doresc o zi de luni frumoasă, o săptămână binecuvântată, plină de realizări și bucurii, dar mai ales vă doresc multă sănătate pentru a înfrunta aceste zile de vară foarte călduroase. Astăzi mă întorc din nou în fața dumneavoastră și voi face o primă lecție din tehnica croșetului tunisian, deoarece am văzut că sunt doamne amatoare de această tehnică. Voi continua cu câteva lecții, nu știu exact câte, în care voi prezenta anumite modele cu care apoi dumneavoastră veți lucra ceea ce veți dori. Astăzi eu voi folosi firul Bravo și voi folosi croșetul cu numărul 4, cel pe care l-ați văzut deja. Am pus aici acest burete de la un microfon pentru a nu face zgomot pe birou. Vom începe un model foarte ușor, foarte frumos, adaptat pentru fulare, pentru pleduri. Și vom pleca, ca de obicei, punând pe croșet un număr de ochiuri de lanț. Eu voi pune 15, pentru că voi face doar eșantioane în care voi prezenta modelul de bază, în modul în care dumneavoastră să puteți să îl învățați și apoi, bineînțeles, să-l utilizați. Din nou, mare atenție la a folosi croșetul, așa cum v-am învățat deja, dacă este nevoie. Repet, deci, întotdeauna croșetul, în această tehnică a croșetului tunisian, repet de multe ori cuvântul croșet, croșetul va trebui să fie cu un număr jumătate, chiar două, mai mare decât numărul croșetului găsit pe, înscris pe eticheta firului cu care veți lucra. Deci am pus aici un număr de ochiuri de lanț, acum voi intra și voi încărca fiecare fir pe croșet, voi intra prin corespondența fiecărui ochi de lanț lucrat până acum. De asemenea, nu uitați să fiți atente la tensiunea firului, să nu strângeți prea mult, pentru că oricum acest tip de croșet tinde să fie foarte, foarte des, foarte bătut, și dacă veți strânge prea mult, lucrarea va fi greu să continuați, va fi foarte dificil să extrageți apoi croșetul. Deci voi merge cu lucrarea înainte, intru în corespondența fiecărui ochi de lanț. În momentul în care dumneavoastră veți decide ceea ce doriți să lucrați, bineînțeles, veți pune numărul de ochiuri adaptate și repet din nou, aceste tipuri, acest tip de croșet puteți să le găsiți în magazinele de specialitate, cât și pe site-urile de pe internet și de pe Facebook. Am ajuns la capătul rândului, am încărcat toate firele, acum, așa cum vă amintiți, pentru început voi trece croșetul doar printr-un singur fir, după care, în mod normal, voi trece prin două fire. Astfel vom face rândul de bază, rândul pe care apoi noi vom lucra modelul propriu-zis. De data aceasta veți vedea, va fi o surpriză, un model foarte simplu, foarte ușor. Pe mine m-a atras foarte mult. Sper să se vadă ceea ce fac. După cum vedeți, folosind croșetul un pic, acesta devine mult mai alunecos,
și va fi mult mai ușor pentru noi să lucrăm. Am ajuns la capătul rândului. Dacă vă amintiți, în tutorialul anterior v-am explicat că ultimul ochi din primul rând va fi de fapt primul din rândul următor. În acest moment, deci fiind formate bastonașele, eu voi încerca să lăs camera un pic mai jos, în modul în care dumneavoastră să puteți observa mai bine. M-am întors, deci așa cum vă spuneam, am format deja rândul de bastonașe. În acest moment, eu voi intra cu croșetul în spațiul dintre bastonașele cu numărul 1 și numărul 2. Voi extrage firul, după care voi lua firul odată pe croșet. Apoi mă voi deplasa în următorul spațiu dintre următoarele bastonașe, de fapt fiind bastonașul 2 și 3. De această dată am extras firul, iau firul pe croșet, mă îndrept către următorul spațiu disponibil. Eu sper să se vadă, îl veți găsi foarte ușor pentru că este ușor de individuat acest spațiu. Se intră în corespondența bastonașelor. Vom înainta cu răbdare. Pentru a prinde modelul și dumneavoastră, vă sfătuiesc ca la început să lucrați așa un mic campion pentru a-l învăța, apoi veți porni la lucrarea de bază. Am ajuns la sfârșitul rândului, voi face aici ultimul picioruș în corespondența ultimului spațiu disponibil, după care voi închide rândul, așa cum v-am arătat, trecând cu croșetul prin cele două fire de la capătul acestui rând. Și am extras firul din nou. Nu uitați, vom trece cu croșetul doar prin primul fir. După care, încet, vom lua firul pe croșet și vom trece prin trei fire. Vedeți? Voi extrage firul trecând prin următoarele trei fire. Eu lucrez încet, astfel ca dumneavoastră să puteți vedea. Întotdeauna vom trece pentru acest model. Fiecare model este caracterizat prin modul său de a lucra. Eu încă sunt răgușită. Să sperăm că va trece această căldură și nu va mai fi nevoie să dorm cu fereastră deschisă, cu ventilatoare, cu aer condiționat, să pot să-mi recuperez un pic liniștea, odihna, pentru că este prea cald. Deci, așa cum spuneam, trec cu croșetul prin trei fire. Vedeți că alunecă foarte ușor. După cum puteți vedea, am ajuns la capătul acestui rând. Îl voi închide în mod normal și din nou voi încărca. Deci am deja aici primul picioruș, voi intra cu croșetul în corespondența bastonașelor numărul 1 și numărul 2. Am extras firul, am luat firul odată pe croșet, voi intra în corespondența următorului spațiu dintre bastonașe, deci tot acest model se lucrează între bastonașe. Vedeți cu câtă ușurință intră croșetul. Este ușor de
manevrat, ușor de realizat. Și impresia mea este că este mult mai spornic acest tip de croșet decât croșetul nostru obișnuit. Nu știu de ce am această impresie. Este foarte cald, foarte înnădușeală, chiar dacă este foarte devreme, însă aerul este aproape irespirabil. Dar în sfârșit, așa este vara, mi-aduc aminte întotdeauna de acea expresie celebră. Iarna nu-i ca vara, dar nici vara nu este precum iarna. Am ajuns la capătul rândului, acum voi închide rândul, trecând din nou cu croșetul prin cele două fire de la capătul acestui rând. Mă voi întoarce înapoi, voi trece doar prin primul picioruș, așa, după care voi continua și voi trece din nou cu croșetul prin trei piciorușe. O tehnică foarte simplă. Vedeți cât de ușor alunecă. Foarte ușor. Eu sper să se vadă ceea ce realizez. După cum vedeți, am ajuns la capătul rândului, din nou cu trei ochiuri. Și am închis și acest rând. Voi continua, vă voi arăta din nou. Voi intra cu croșetul corespondent sa spațiului dintre primele două piciorușe, firul pe croșet. Voi intra din nou corespondența următorului spațiu, firul pe croșet. Voi merge astfel până la capătul rândului. Voi merge un pic mai repede. Repet din nou, acest spațiu este foarte ușor de individuat. Nu este nevoie să-l căutăm. În momentul în care am executat primul rând, deja totul decurge ca pe bandă. Trebuie să fac în felul acesta, pentru că altfel voi lovi camera și nu vreau să creez aici un dezastru. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu. Iar acum voi încheia rândul, așa cum v-am arătat. Vă arăt din nou, trecând cu croșetul prin cele două fire de la capătul acestui rând. Deci, vom extrage firul și ne întoarcem înapoi. Trecem prin primul fir, apoi extragem firul și croșetul trecând prin trei piciorușe, trei fire. Avem trei
Firea aici la capătul rândului și din nou vom porni la drum. Uitați-vă cât de frumos este modelul, cât de simplu. Vom porni la drum, intrând cu croșetul în spațiul dintre primele două bastonașe și vom lucra de această dată singure. Deci vom continua. Ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. Voi închide așa cum v-am spus, trecând cu croșetul prin cele două fire de la capătul acestui rând. Voi începe rândul următor, voi trece doar prin primul ochi, după care continuu cu trei ochiuri. Trec cu croșetul prin trei ochiuri. Eu sper să vă fie de folos acest model, sper să vă placă. Dacă v-a plăcut ceea ce am învățat astăzi dimineață, vă rog să lăsați un like, un comentariu, acestea mă ajută foarte mult în creșterea comunității. Și bineînțeles, dacă aveți ceva nelămuriri, uitați-vă, am rămas din nou cu trei ochiuri. Dacă aveți nelămuriri, vă rog să scrieți în comentarii. Modelul este superb, chiar dacă este simplu. Eu cu siguranță voi răspunde nedumeririlor dumneavoastră în cazul în care sunt anumite probleme. Și aici mă refer la doamnele care lucrează. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Urez bun venit noilor înscriși pe canalul meu de YouTube. Sunt Tatiana. Vă doresc o zi minunată și ne vom revedea cu noi tutoriale. La revedere!